Coronavirusul golește buzunarele. Ar fi bine să faci economii. Peste jumătate dintre români se așteaptă la dificultăți financiare din cauza crizei provocate de COVID-19. Trebuie să ai și tu un plan de rezervă. Colega mea, Irina Petri, vine cu informații interesante. Care este, Irina, profilul celui care se gândește să pună bani deoparte? Te încadrezi? Mă încadrez, să știi, 83% dintre români vor să facă economii. Dacă te gândești că este vorba despre cei mai în vârstă, să știi că nu ai ghicit surprinzător, tinerii sunt cei care vor să facă economii. Tineri cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani și nu doar românii vor să facă economii, în aceeași situație mai sunt și polonezii, turcii și cehii. Și când cheltuim banii ăștia din economia? A doua zi după ce i-am economisit e bine? Dacă văd ceva frumos. Adică cum reușim totuși să facem economii? Ei vor să-și reducă din cheltuieli și aici este o chestie foarte interesantă și am să ți-o spun. Vor să pună 5-10% din salariu deoparte, dar imediat după ce îl încasează, pentru că spune ei la final de lună nu mai rămân cu nimic. În plus vor să-și crească și veniturile cu muncă suplimentară. 40% dintre ei fac deja asta, iar 37% și-ar dori dacă li s-ar oferi posibilitatea. Deci ne mai luăm un job și ce câștigăm la al doilea job punem deoparte. Cam așa, sau muncă suplimentară la jobul pe care l-ai deja.